Bună seara, urmăriți politică cu Natalia Morari și Grboțan. Astăzi invitatul nostru special este președintele Partidului Liberal Democrat, fostul prim-ministru Vlad Filat. Bună seara, domnule Filat, bine ați venit la politică. Bună seara. Îl salutăm în studio și pe directorul executiv IPP, domnul Arcade Bărbăroșu. Bună seara, bine ați venit la politică. Bună seara, bine am găsit. Domnule Filat, ieri s-a întâmplat ceva. Există păreri diferite. Unii spun că este un moment istoric, crucial pentru Republica Moldova. Mă refer la ratificarea acordului de asociere din Parlament. Alții zic că este un moment important, dar totuși mai mult tehnic, după care urmează să parcurgem un drum lung despre care încă nu știm cum îl vom parcurge, cu succes, cu insucces, depinde de eforturile noastre. Unii chiar spun că este începutul catastrofei naționale a Republicii Moldova. Părerea dumneavoastră despre ziua de ieri, ce s-a întâmplat de fapt? Categoric, ieri Republica Moldova a avut o zi istorică, nu doar pentru că am avut această finalizare a unui proces deloc ușor, care a presupus muncă, responsabilitate și determinare. Ceea ce ține de perioada care urmează depinde cine și ce urmărește. Eu personal privesc cu mare încredere perioada de viitor, odată având această platformă care ne oferă acordul de asociere implicit și acordul de liber schimb, care presupune și relații bazate pe o mare încredere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, având și experiența necesară în acest sens, o experiență care a fost acumulată cu foarte multe încercări, recunosc și foarte multe greșeli, care eu tare mult sper că s-au transformat în învățăminte, care în rezultatul unei munci asidue care trebuie să o depunem, va oferi beneficii pentru Republica Moldova, dar în mod special pentru fiecare cetățean în parte. Despre ce fel de beneficii vorbim aici? În primul și în primul rând o să mă refer la instituții. Odată cu implementarea acordului de asociere, noi vom avea instituții funcționale care vin să activeze în baza legii în interesul cetățeanului. Dar ce nu ne permite acum să avem instituții funcționale? În primul Pentru rând, că există țări care n-au semnat acordul de asociere și au instituții funcționale. Este adevărat, doar că trebuie să vedem foarte bine ce prevede acest acord de asociere, fiindcă sunt angajamente reciproce. Cei ține de Republica Moldova urmează să continuăm implementarea reformei. Și această reformă este etapizată, dar totodată este foarte bine structurată pe instituții, pe domenii. Odată cu implementarea acestor reforme, noi vom obține aceste instituții funcționale. 2. O economie dezvoltată, bazată pe principiul economiei de piață, având investiții suficiente, care în rezultat să ofere acea plusvaloare care să ducă la acumularea impozitelor în bugetul de stat, care în rezultat să ofere această posibilitate a statului să-și facă plățile, nu într-o țară care asigură doar existență, dar și asigură dezvoltarea țării. Desigur, aici este vorba și de locuri de muncă stabile și bine plătite, este vorba și de infrastructura de care are nevoie Republica Moldova. Iar cer scuze că vă întreb, dar eu de fiecare dată îmi vin replici. Locuri de muncă s-au promis și în ultima campanie, în 2010. Este adevărat și la ora actuală, dacă este să facem o analiză, dar obiectivă, noi avem peste 30.000 de locuri de muncă deschise în acest răstimp. Și aici vorbim de date statistice. Va veni timpul când vom avea și acea dare de seamă firească, de altfel, pe care o vom da în fața cetățenilor vis-a-vis de angajamentele asumate în cadrul campaniei din 2010, ceea ce am reușit să facem. Desigur, vom veni și cu explicațiile de rigoare pe anumite elemente care încă nu au fost realizate. Dar ca să continui. Însă, dincolo de aceste rezultate care urmează să le obținem, este vorba și de acea perspectivă foarte clară pentru Republica Moldova, care urmează să vină în urma implementării acordului de asociere, mă refer la perspectiva europeană. Asta și e problema, că deocamdată perspectiva europeană nimeni nu ne-a oferit.
Clar. Pentru că s-a insistat să fie introdusă această sintagmă în partea politică. Este adevărat, noi am urmărit ca această sintagmă să se conțină în preambul acordului de asociere. Nu este, dar asta nu înseamnă că noi nu avem perspectiva de a avea această perspectivă europeană. Mai mult ca atât, noi am și lansat acest program Moldova 2020, discutat de către mulți și mă bucur foarte mult că această viziune a noastră este discutată. Mai mult ca atât, vreau să vă spun că această etapizare pe care am propus este una realistă. În cadrul vizitei președintelui Comisiei Europene, domnul Barroso, la Chișinău, am avut o discuție care pe mine m-a făcut să fiu și mai optimist. În momentul în care i-am vorbit despre acest obiectiv pe care urmează să-l lansăm, răspunsul dânsului a fost unul prompt și foarte direct. Uniunea Europeană nu poate oferi garanții vis-a-vis de termene, însă ușile Uniunii Europene sunt deschise. Depinde de voi cum veți fi pregătiți pentru că acest lucru se întâmple. Oferindu-ne... Aici se poate de spus că José Manuel Barroso a fost pe sfârșit de mandat și de obicei pe sfârșit de mandat declarațiile se fac mai ușor. Este adevărat, Natalia, dar și discuția pe care am avut-o la telefon cu viitorul președinte al Comisiei Europene, domnul Juncker. Eu pur și simplu vreau să înțeleg, anul 2017, când am putea deveni țară candidat, de unde ați luat acest an? Haideți să vă spun unde am luat anul 2020 și după care vă spun unde am luat anul 2017, pentru că foarte puțină lume se uită contextual asupra lucrurilor. Anul 2020 este unul relevant pentru Republica Moldova și are legătură inclusiv cu implementarea strategiei de dezvoltare a Republicii Moldova, care are și denumirea Moldova 2020. Dacă este să ne uităm pe obiectivele acestei strategii, o să vedeți că ea este una îndreptată direct către acest obiectiv. Dată. Doi. Revenind la anul 2017, guvernul deja a aprobat planul de acțiuni privind implementarea acordului de asociere și acordul de liber schimb. Perioada de implementare este 2014-2016. Deci totul are o legătură logică. Sigur, dacă este să privim în istorie, perioadele de timp a țărilor care au avut același parcurs au fost diferite. Însă noi să nu uităm că deja suntem în secolul 21. Lumea este una altă. Procedurile și conjunctura politică regională, dar și globală, este una cu totul alta. Viteza de mișcare și de implementare anumitor acțiuni de ajustare la rigorile Uniunii Europene sunt mult mai mari. Inclusiv barierele birocratice care au fost într-o anumită perioadă de timp pot fi depășite mult mai ușor. Recunosc aici având la bază și voință politică puternică. Dar ca să închei și să motivez, să probez această motivație a noastră, ține de experiență. Atunci când am lansat acest proces care vizează negocierea și semnarea acordului de asociere, aceleași temeri erau. Aceleași întrebări erau. Vom reuși? Nu vom reuși? Suntem, uitați-vă, într-o situație de criză politică continuă și apoi am avut atâtea alegeri în acest răstimp. Am avut atâta instabilitate politică încât era obiectiv să pui semn de întrebare asupra reușitei. Uitați-vă, am reușit. Atunci când am lansat ideea la început a liberalizării regimului de vize, acolo mai mult scepticism era, nu doar în Republica Moldova, și în Uniunea Europeană. Dar s-a demonstrat foarte clar că dacă respecti angajamentele, dacă te miști consecvent și să asumi riscurile, după care ai drept să asumi și rezultatele. Pentru că la noi, la asumarea riscurilor, sunt foarte puțini, iar părinții ai succesului devin să fie foarte mulți. Dar ca să nu mă refer doar la Republica Moldova, eu vreau să aduc exemplu Croației, care a devenit cea de-a 28-a țară, membra a Uniunii Europene. Și vreau să menționez când a devenit Croația țară membra Uniunii Europene. În plină criză economică, atunci când acest fatic de extindere europeană era la cotă maximă. Ceea ce ne răspunde la această întrebare, este posibil? Sigur că este posibil. Depinde de modul în care noi vom merge în realizarea acestui scop. Și aici apare o întrebare. Și vreau să o întreb pe domnul Barbaroșa. Bunez. Ca acest plan 2017 țară candidat, 2020 țară membră a UE, să fie realizat, trebuie în 3 ani, care au rămas până în 2017, să îndeplinim
Potrivit planului guvernului, până în 2016 să îndeplinim toate angajamentele pe care le asumăm prin ratificarea acordului de asociere. Deci, ceea ce nu ne-a reușit în 5 ani, dar de fapt în mai mulți ani, reforma justiției, reformele instituționale, combaterea corupției și multe, multe, multe alte angajamente, trebuie să reușim să le facem în 3 ani. Avem noi, la ziua de astăzi, resurse interne, umane și, cel mai important, voință politică să facem, ca să reușim în 3 ani să facem ceea ce n-am reușit în 23, 4 chiar. Deci, dumneavoastră, ați formulat puțin mai înainte o întrebare foarte pertinentă. Dar cine a încurcat până acum să avem instituții funcționale? Întrebarea rămâne validă. Bine, să admitem că ne-a încurcat neratificarea acordului de asociere. Ne-a încurcat, acum s-a întâmplat. Ne-a încurcat primul și în primul rând lipsa voinței politice pentru a avea instituții funcționale. Pentru că justiția independentă și corupție diminuată nu depinde de acord de asociere, ratificare, semnare, nu știu ce. Nu depinde de asta. Depinde de voință. Și acum, eu am zis la dumneavoastră aici... E posibil în 2017? Cum e posibil în 2017? 17, eu am mai zis aici la dumneavoastră, cred că o săptămână în urmă sau și mai înainte, că eu visez la o Moldovă în care decizii gen privatizarea băncii de economii să genereze manifestații de zeci, sute de mii de cetățeni în stradă, așa cum a dorit-o pentru Republica Moldova ambasadorul Germaniei aici, tot la dumneavoastră, atunci o să existe voință politică. Cu părere de rău, politicienii se comportă așa cum le permite societatea. Și asta noi trebuie să ne asumăm o responsabilitate. Există, sigur, că o noțiune foarte importantă. Există noțiunea de elită responsabilă. Chiar astăzi citisem pe Facebook și am și repostat gen liderii buni duc poporul încotro vrea el, iar liderii vizionari sau așa ceva duc poporul acolo unde trebuie. Liderii noștri încotro ne duc. Deci, unde trebuie sau unde vor politică ei? Și lideri vizionari. Vă întreb, liderii noștri încotro ne duc, unde vor ei sau unde trebuie? Eu presupun că... Eu vreau să cred că ei au declarat, cel puțin au declarat, că ne duc acolo unde trebuie. Dar pentru asta trebuie să aibă și voință politică, ca să ne ducă într-adevăr acolo unde trebuie. Și aici aș face o comparație cu 94, când am intrat membru al Consiliului Europei și am abolit pedeapsa capitală în Republica Moldova. Poporul nu a fost întrebat. El ar fi răspuns nu. Dar și acum ar fi răspuns nu. Ca și cu adoptarea legii antidiscriminare trebuie de recunoscut. Ca și cu adoptarea legii antidiscriminare. Ca și cu multe alte reforme. Și cu multe reforme care nu sunt populare. Dacă și cu părere de rău nici nu sunt populiste. Ele nu aduc câștig de electorat, dar trebuie să existe responsabilitatea elitei pentru anumite decizii care duc poporul acolo unde trebuie. Atunci revenim la întrebarea, ce nu ne-a permis să realizăm aceste reforme instituționale și să combatem corupția până acum? Dacă nu era nevoie de acord de asociere pentru aceasta, putem domnul Barbaroșa. Lucrurile trebuie să fie văzute în cadrul unui proces. Să nu uităm că Republica Moldova totuși este un stat tânăr. 23 de ani, asta nu este o perioadă de timp în care deja să tragem concluzii că noi nu am reușit. Da, noi am avut... Dar în astfel de perioadă, alte țări post-sovietice, europene, deja au devenit țări membre ale UE și au parcurs un lucru mult mai luminos decât noi. Despre asta vreau să vorbesc. Poate au avut ei curaj. Despre asta vreau să vorbesc. În acest răstimp, noi am avut foarte multe ezitări, foarte multe schimbări de orientare în dezvoltarea țării. Noi am cunoscut transformări peste noapte a conducerii țării care îndrepta Republica Moldova brusc de la est spre vest, de la vest spre est. Deci aceste ratări de șansă, dacă vreți, au dus la
o perioadă de timp la stagnare, după care a fost acea zvâcnire în anul 1998, după care iarăși stagnare. Dar ca să revin la ceea ce a lipsit. Până la urmă, o reformă trebuie să fie văzută în deplinătatea sa. Asta înseamnă legislație corespunzătoare, asta înseamnă control sub toate aspectele în implementarea acestor instituții. Aici mă refer, categoric mă refer și la controlul din partea societății civile, iar societatea civilă cu toate componentele sale, inclusiv mă refer la presă. Iar această perioadă timp care avem, o avem în față nu trebuie să fie văzut ca fiind întreaga parte de reformă, este continuarea. Deci o parte din această reformă a fost realizată în acești 4 ani și jumătate, care a permis să semnăm acordul de asociere, fiindcă dacă nu făceam acest lucru, noi nu ajungeam să semnăm acordul de asociere. Și vreau ca să fie un înțeles corect și aici subscriu. Nu e nevoie să ai un acord de asociere ca să faci ce este necesar pentru țară. Însă, acest acord categoric ne va ajuta să facem rapid și calitativ acest lucru, având în vedere și suportul pe care îl vom obține, sub toate categoriile, sub toate formele. Experiență, inclusiv resurse financiare și un element foarte important și îl recunosc, care este ajutor direct, o monitorizare rigoroasă, pentru că aceste reforme să fie unele de substanță, nu unele de formă. Și aici, în cunoștință de cauză, vreau să vă spun că această monitorizare, într-adevăr, este una foarte strictă. Deci nu există situație în care să bifezi și acolo la Bruxelles sau în altă parte să spună bravo. Deci noi am avut în acest răstimp Spuneți. Da, eu pur și simplu, ascultându-vă pe dumneavoastră, așa interpretez ceea ce ați spus dumneavoastră, că într-un fel, în tot acest timp, noi ne-am pregătit pentru a face acel... Noi am acționat... Da, pentru a face acel asalt care urmează să se întâmple. Deci a fost o parte de reforme făcute, dar marele rezultate vor fi mai departe. Dar vă întreb și revin la această întrebare, în mai multe emisiuni v-am întrebat. Crearea unei instituții noi ca Centrul Național de Integritate. Este o reformă făcută pe jumătate sau totuși împlinită deja? Reformarea Centrului Național Anticorupție, fost CCCC, este o reformă făcută pe jumătate sau totuși este un fapt împlinit pentru care am primit bani, a fost realizat, au fost adaptate legi, au fost numiți oameni, concursuri? Și în justiție putem să vorbim același lucru. Și în poliție putem să vorbim același lucru. Nu? Eu nu aș putea să spun zero. Sigur, noi... Aproape de zero. Nu, sigur. Noi așteptăm ca lucrurile să se întâmple cât mai rapid și cât mai substanțial. Ceea ce ține de întrebarea care ați adresat-o direct. Această reformă are o etapă în implementare care trebuie să fie continuată. Deci, la ce mă refer? Deci, sub aspect a legislației. Legislația a fost ajustată la cerințele comunitare. Doi, la nivel de instituționalizare, să-i spunem așa, a fost realizată această reformă. Acum trebuie să vină rezultatul, în urma acțiunii. Dar dacă e să vorbim de aceste două instituții, sigur nu poate să aibă rezultat în deplinătate atâta timp cât nu va fi finalizată reforma procuraturii, pentru că aceste instituții lucrează ca un tot întreg și, desigur, sistemul judecătoresc. Ori dacă este să ne uităm... Procuratura nu are nimic de a face cu cine, de exemplu, în cazul unui conflict de interese. Știți că membrii CINI deja l-au acuzat pe domnul Donciu, care ar fi avut conflict de interese. Ce are procuratura cu aceasta? Deci, nimic. Nu, CINI are calitatea să constate, să administreze această constatare în procedura stabilită de lege, iar ulterior instrumentarea... Și șeful CINI deja este suspectat de către membrii CCI că ar fi implicat într-un conflict de interese. Bine, dar o lăsăm. Simplă întrebare care a venit din partea domnului Barbaroșa. În ultimii 5 ani a fost sau n-a fost voință politică pentru a combate corupția?
Deci, da sau nu? În acești 5 ani de zile a existat voință politică suficientă pentru a avea acest parcurs european și pentru a avea rezultate concrete pentru pe urmă, Republica Moldova. Pentru a combate corupția aici acum, a fost voință politică. Și în acest domeniu, fiindcă dacă nu exista voință politică, noi nu asiguram această etapă de reformă, odată. Doi, nu, dați-mi voie să vă spun că dacă nu era voință politică din partea Coaliției pentru Integrare Europeană, vreau să vă spun că opțiunea dezvoltarea țării nu era către Uniunea Europeană. Acolo unde este mai puțină corupție, acolo unde sunt reguli clare, acolo unde sunt instituții funcționale. Dacă nu aveam acest obiectiv și această voință, opțiunea noastră era ori să rămânem așa neunde, ori către Uniunea Vamală. Și lucrul ăsta este, ca, este la suprafață. Bine, dar totuși în ceea ce ține combaterea corupției, asta ca și cum elita politică ar transmite societății un mesaj simplu. Pregătiți-vă că acum vă vom tăia un deget, peste jumătate de an vă vom tăia încă un deget, încă peste jumătate de an încă un deget, mai bine tăiați toată mâna deodată. La cine vă referiți acum? La faptul că noi prea mult ne-am pregătit pentru a avea rezultate. Am adoptat legi necesare, am creat instituții noi, am implementat diferite directive. Da, exact așa cum, Natalia, exact așa cum se întâmplă în toate țările lumii. Lucrurile nu se plămădesc într-o noapte și dimineața încep să dea rezultate. Este exact așa cum construiești o casă. Este evident că munca cea mai grea și cea mai invizibilă, dacă vreți, este atunci când proiectezi, atunci când pregătești fundamentul, atunci când ridici pereții, atunci când pui acoperișul, când începi să-i dai culori, când începi deja să pui draperii și așa mai departe, atunci aici vine forma. Aici eu nu sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că atunci când începi să construiești o casă și ai vreun dubiu că un constructor a furat ciment sau eu mai știu ce, deodată îl dai afară. Și nu aștepți 5 ani, nu pregătești legi. Deodată îl dai afară. Să lucrul ăsta se developeze după cutremură, Natalia. Exact. Bine, despre astfel de cutremură vorbim după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Am revenit în studio. Domnule Boțan, lumea vă întreabă de ce tăceți în emisiunea de astăzi. Eu vă ascult, în ultimele 3 emisiuni ați vorbit foarte mult. Da, vă rog. Înseamnă că eu merit pauze de cafea. Da. Vă rog. Da. În primul rând, eu ascult cu atenție ceea ce se discută în studio și vreau să subliniez și pentru telespectatori în special că în acordul de asociere, chiar în al doilea abzaț, este scris foarte clar că Uniunea Europeană recunoaște aspirațiile europene a Republicii Moldova. Asta este foarte important. Aceasta înseamnă că Republica Moldova, în principiu, dacă ar face, ar înainta o cerere ca să fie deci acceptată ca țară candidat, va putea face acest lucru. Asta înseamnă. Părerea mea este că Republica Moldova nu a primit asigurări că îi va oferi statutul de țară candidat, pentru că nu este momentul oportun. Acum Uniunea Europeană iese din criză. Domnul Filat a menționat că Croația, pentru că a fost foarte bine pregătită, chiar în toiul crizei a fost acceptată fără niciun problem. Nu s-a făcut absolut nicio problemă în privința Croației. Noi, din punctul meu de vedere, am avut niște rateuri. Statutul pe care noi, bun, l-am umplat de poveste de succes, nu a fost o glumă. A fost o chestie tare interesantă din punctul meu de vedere și eu regret că noi am scăpat această oportunitate să fim o istorie de succes cu doi coautori, Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană. Dar după semnarea acordului de asociere, din punctul meu de vedere, lucrurile se repară cumva. Și domnul Filat a menționat și domnul Barbaroșa a menționat, acordul ăsta de asociere nu înseamnă un punct zero. Republica Moldova în luna decembrie, a început în ianuarie 2010 pregătirile pentru acordul de asociere. În decembrie 2010 Republica Moldova a primit de la Comisia Europeană un document care a fost apoi votat în guvern, am uitat hotărârea din decembrie 2010, 1244, în care Republica Moldova s-a angajat în baza unui plan de acțiuni să pregătească țara pentru semnarea acordului privind zona de liber schimb. Un șir de legi au fost adoptate, votate și așa mai departe. 2012.
Nu, asta a fost în 2010, în decembrie. Ca foaie de parcurs de negociere. Da, domnule Lusan, da, dar cine a încurcat în toată perioada aceasta să realizăm până la capăt reforme instituționale și să combatem corupția? Nu am fi ratificat și nu am fi semnat acordul de asociere dacă nu se implementa ceea ce erau în aceste foi de parcurs. Faptul că noi am ajuns la parafare și la semnare este recunoașterea unui efort de 4 ani de zile pentru Republica Moldova. Acum, dacă ne uităm la acest acord de asociere și vedem că noi trebuie să... Deci toți cetățenii trebuie să înțeleagă că acordul de asociere, marea lui, hai să zicem așa, substanța cea mai fină este în cuvintele aprofundat și cuprinzător. Asta înseamnă că reformele și modernizarea pe care s-a angajat să o facă Republica Moldova o face în baza formulelor Uniunii Europene. În 10 ani de zile, Republica Moldova va trebui să asimileze 70% din acquis-ul comunitar. Având această clauză, recunoaște aspirațiile europene, de la noi se cere să facem efortul. Și înțelegerea mea este că atunci când spune domnul Leancă sau domnul Filat că peste 3 ani de zile, în baza acelei recunoașteri aspirații europene, vom depune cerere la Comisia Europeană, asta înseamnă că domniile lor se angajează în 3 ani de zile să implementeze o cotă din aceste 70 de asimilare a acquis-ului comunitar, plus să demonstreze funcționalitatea instituțiilor la care vă referiți dumneavoastră. Eu aș spune că în 3 ani de zile trebuie de scăpat de monopoluri în economie, trebuie de scăpat de oligarhi și dependența justiției de oligarhi. Trecem la chestia asta. Cum noi o facem în 3 ani și cine permite să o facem dacă noi n-am făcut-o în 5 ani? Bine, și înainte n-am făcut. Nu, sunt probleme. Nu, noi am discutat, în fiecare zi discutăm problemele. Noi acum, astăzi vorbeam despre probleme sau despre perspective? Și despre domnul, probleme. Dacă doriți, puteți să vorbiți de bine. Eu atunci voi vorbi despre... Eu am obosit să... Eu spun că ieri a fost semnat un acord care recunoaște un efort de 4 ani de zile, cu toate rateurile la care vă referiți dumneavoastră. Domnul Sam, eu îmi cer scuze, dacă nu vă spărați și numai să nu vă spărați că vă întreb. Diferența este una foarte mare când ai citit acordul și dacă mai citești și anexele acordului, care în total fac 1300 de pagini în total, și atunci când nu ai citit acordul, fiindcă dacă citești acordul și anexele acolo, vezi exact ce trebuie să facem noi ca să se întâmple exact ceea ce spuneți noastră. Fiindcă dacă nu o să se întâmple, nu, dați-mi voie, dacă nu o să se întâmple ceea ce spuneți noastră, reformă, instituții funcționale, fără monopoluri și așa mai departe, și așa mai departe, noi nu o să putem merge înainte. Nu pui cererea peste 3 ani de zile. Nu. Asta e înțelegerea mea. Asta e înțelegerea mea, că nu depui cerere peste 3 ani de zile. N-am avut voință politică de a scăpa de monopoluri. Dar am avut voință, Natalia, și am mers în toată această perioadă de timp. De a scăpa de tot felul de scheme oligarhice. Eu în fiecare zi, dimineața îmi stabilesc un plan și parcă am voință, dar seara când ajung 30% din planul meu. Deci și nu sunteți prim-ministru, nu sunteți președinte? Da, și fiecare dimineață îmi pun sarcina asta. Rateu peste rateu, în fiecare zi. Și deja nu știu ce să credeți. Bine, revenim la ziua de ieri, totuși. Mai am întrebări vis-a-vis de ziua de ieri. Comportamentul Partidului Comuniștilor, care în întregime, în afară de deputatul Grigore Petrenco, au părăsit sală. Deci n-au votat împotrivă, pur și simplu au lipsit de la... Și în momentul în care se vota. Cum ați explicat acest lucru? Natalia, până la comportamentul în cadrul zilei de ieri, eu aș vrea să ne ducem aminte de anul 2005. Cineva dintre colegii din coaliție a făcut această mențiune ieri în cadrul discursurilor, în plenul Parlamentului, menționând acea declarație pe care am votat-o solidar. Toți deputații din Parlament, care stabilea exact vectorul de dezvoltare Republicii Moldova fiind unul clar european. Eu eram în opoziție atunci. Am muncit împreună cu colegii din toate grupurile parlamentare, dacă mi-aduc eu aminte, domnul Boțan și dumneavoastră ați muncit în acea perioadă în cadrul grupurilor de lucru în vederea reformării a mai multor instituții. A fost un început bun de altfel. Deci atunci noi nu discutam cine e în opoziție, cine este la guvernare. Noi cu toții într-un vot, eu speram conștient la acea perioadă timp și din partea comuniștilor, am votat pentru viitorul european al Republicii Moldova. Ulterior,
Iarăși un coleg în Parlament a menționat acea lozincă a comuniștilor din 2009 în cadrul alegerilor din aprilie. Împreună să construim o Moldovă europeană. După care aceste transformări, din punctul meu de vedere, foarte strane. Eu înțeleg caracterul electoral, eu înțeleg interesul îngust de partid. Dar nu poți să joci în interesul îngust de partid cu țara. Ori, ca să răspund punctual la această întrebare, mie mi se pare că a fost un comportament plin de lașitate. Dacă ai un punct de vedere, îl expui. Nu prin părăsirea sălii, dar prin expunerea, așa cum au făcut restul deputaților. Dacă ești împotrivă, nu am văzut o problemă. Alții au interpretat acest lucru și lipsa întrebărilor la acord. Dar ce întrebări? De obicei, opoziția este foarte activă și pune multe întrebări. Aici n-a fost nicio întrebare. Doar deputatul Grigore Petrencu a încercat ceva să întrebe. Lipsa întrebărilor și lipsa de la știință, unii au interpretat ca un fel de pricătire către schimbarea vectorul extern pe care posibil îl vor promova comuniștii după ce vor trece peste data de 30 noiembrie. Pe mine nu o să mă mire dacă prin mesaje, declarații, dânsii își vor schimba din nou opțiunea. Dar ceea ce este important pentru Republica Moldova, ce este important pentru cetățeni, nu sunt declarațiile, dar sunt acțiunile. Eu personal nu cred că Partidul Comuniștilor, că Voronin personal, are capacitatea să implementeze, uitați-vă ce este prevăzut în acordul de asociere, în așa fel încât parcursul nostru european să nu fie unul declarativ, dar să fie unul responsabil, să fie unul cu rezultat foarte concret. Totodată, eu contez foarte mult, și spun lucrul ăsta foarte sincer, nu în calitate de lider a unui partid politic, în calitate de cetățean al Republicii Moldova. Eu tare sper, până la alegeri speranța este mică, dar cel puțin după alegeri, că și Partidul Comuniștilor și mulți alți care sunt foarte puternici la voce acum, vor renunța la această politică speculativă, bazată pe minciună, într-o manipulare fără de precedent și să se concentreze împreună cu guvernarea să modernizeze Republica Moldova. Loc sub soare, inclusiv în activitatea politică din Republica Moldova, este pentru toți cei care pot să vină cu propuneri serioase, cu proiect de dezvoltare a țării și cu oameni care au calitate. Comuniștii, într-un fel, au renunțat ieri. Ar fi aceasta un mesaj către viitorii potențiali colegi de coaliție, că, de exemplu, Partidul Democrat sau Partidul Liberal Democrat ar putea crea coaliția ad hoc cu comuniștii. Deci, care nu pot fi deja învinuiți că au votat împotriva. Deci aceste inovații pe care le-am auzit în acest studio câteva zile în urmă, ele sunt pentru adormit, nu știu, găinile probabil. Nu poți să guvernezi prin coaliție ad hoc, prin voturi pe un proiect sau altul. Guvernarea necesită asumarea responsabilității. Pentru că în actul guvernării, domnul Barbaroș a făcut azi o mențiune foarte importantă, pe care trebuie să o realizeze întreaga clasă politică. Trebuie să faci ce este necesar pentru țară. Reformele n-au fost și nu sunt populare. Reformele trebuie să fie implementate, asigurând nu doar o situație din ziua de astăzi, dar pentru perioada de viitor. Dumneavoastră, credeți că pentru noi a fost ușor să implementăm toate aceste reforme? Să adoptăm legi cu scandaluri inclusiv? Dar ele au fost necesare. Aici vreau să mă întreb, care este acea reformă cu care vă mândriți cel mai tare? Poftim? Care este acea reformă cu care vă mândriți cel mai tare? Eu mă mândresc cu faptul că Republica Moldova a ajuns la momentul zilei de ieri și a ratificat acordul de asociere, ceea ce înseamnă parcurgerea unei etape importante. Eu mă bucur că noi am reușit toți împreună să oferim cetățenilor regim liberalizat de vize. Asta înseamnă acțiuni foarte multe. Acel plan de acțiuni, dacă este să revenim să-l citim, o să vedeți cât de complex este el și cât de complicat de altfel. Ori, mai dau un exemplu și aici mă opresc. Reforma în educație. Eu vreau să vă spun că chiar dacă nu se discută atât de public acest lucru, însă reforma în educație devine a fi
Vă spun că am participat și particip direct în acest proces. Devine ANAFI pe alocuri mai complicată decât reforma justiției. Este un sistem mai complicat decât pare la prima vedere. Supărările care sunt, toate aceste situații, însă dacă pui pe cântar acest risc de imagine, dacă vreți, pe care ni l-am asumat în lansarea și implementarea reformei în educație și ceea ce urmează să ofere această reformă pentru viitor, pentru copiii noștri, sigur este incomparabil. Și de aceea noi vom insista în continuare, am avut discuții și eu le sunt recunoscător colegilor din coaliție, am avut o discuție chiar foarte bună, foarte constructivă. Și am ajuns la această concluzie că până la sfârșitul sesiunii de primăvară-vară, codul educației să fie aprobat, încă o dată având la bază conștiința sau înțelegerea că acest lucru nu ține sau nu este această reformă pentru politicieni, pentru guvernanță în general sau pentru conducătorii educației. Este importantă pentru copii. Și despre codul educației vă voi întreba, dar mai târziu, după ce domnul Boțan va interveni. Vă rog. Domnule Filat, este adevărat ceea ce spuneți, dar există nuanță în privința Partidului Comuniștilor. Eu cred că ei au procedat corect ieri, când s-au sculat și au plecat, pentru că în acest studiu domnul președinte Voronin a explicat de ce. El are pretenții față de europeni și partenerii lor americani. Undeva are dreptate, undeva nu are dreptate. Primul lucru pe care l-a menționat, el este că europenii au contribuit la înlăturarea lor de la guvernarea 7 aprilie și așa mai departe. Ei au pretenția că europenii, anul trecut când Alianța pentru Integrare Europeană era pe margine de prăpastie, europenii au venit și au împăcat coaliția, alianța. Dar el spune că intervenția lor a fost nocivă. Eu cred că el e sincer atunci când spune că nu semnează acest acord. Dar el a spus la fel de corect, din punctul meu de vedere, aici în studio. El a pus începuturile integrării europene prin decretul lui din 13 noiembrie 2002. Deci el a făcut foarte multe lucruri. Acum, vis-a-vis de referitor la suportul pe care l-a avut pentru ideea europeană la 24 martie 2005. Eu am protestat în noiembrie 2013 când în Parlament s-a votat o nouă declarație de susținere a vectorului european la care ei nu au participat. Care a fost sensul? Dacă exista acea platformă care putea fi invocată. Deci comuniștii acum pot spune, domnule, voi ați anulat-o, voi știți că noi avem pretenții și dacă noi revenim la parcursul european și avem un nou început sau o nouă etapă, noi nu ne-am mutat. Totuși, opoziția a fost tratată cu toate păcatele ei, nu a fost tratată foarte onest. Atunci când le s-a retras mitul, dumneavoastră știți istoria, atunci când s-a umblat la simbolurile lor, acum suntem la o nouă etapă. Înțelegem cum au procedat, eu cred în sinceritatea lor, până la o anumită limită, dar acum, când începem o nouă etapă, ce putem noi întreprinde pentru a-i atrage în acest proces? Nu să-i stigmatizăm și să-i spunem, nu, voi nu sunteți buni, voi stați pe deoparte, noi vrem ca procesul de integrare europeană să fie susținut de toată societatea. Când ei susțineau procesul de integrare europeană, 75% din cetățeni susțineau și ei de asemenea. Și noi eram, puteam spune, domnule, suntem angajați cu toată țara, cu toată societatea, într-un proces care are legitimitate. Acum, marea problemă, și înțelegeți spre ce duc, ideea referendumului pe care eu o invocă, că această legitimitate oarecum lipsește. Dumneavoastră, nu prindeți că aici este o problemă. Poate cumva cu ei trebuie discutat, readuși în asta, dar trebuie discutat. Și apropo, la ceea ce spuneți și dumneavoastră, cum să combatem eficient corupția? Poate ceea ce spunea domnul Voronin aici, băi, în 2005 noi le-am dat opoziție, le-am dat poziții, CCA și așa mai departe. Poate în procesul de combatere a corupției, noi ne gândim și la opoziție și spunem, bă, recunoaștem că am făcut și noi greșeli, ați făcut și voi greșeli, dar acum, pentru a ajunge la izbândă, pentru a consolida societatea, găsim o formulă de compromis. Nu-i alungăm, nu-i dăm într-o parte, dar îi atragem. Pentru ca să avem o discuție plină. Noi asta ne dorim. Și eu îmi doresc foarte mult. În 2005, dacă să revenim la 2005, opoziția
nu că a fost constructivă, dar a fost nu reieșind din interesul personal sau din supărările personale. Noi am acționat reieșind dintr-un obiectiv care l-am înțeles că este unul pentru țară. Acum, tot ce ați spus vis-a-vis de comportamentul Partidului Comuniștilor ține de percepția personală, cum, de frustrare. Nu, iau simbolurile, asta e percepția, asta nu e, asta e fapt obiectiv. De s-au redat simbolurile, numai că eu aș vrea ca lucrurile să nu fie văzute unilateral. Dacă este să ne aducem aminte de guvernarea comunistă, eu pot să vă povestesc cum am fost eu în opoziție. Și care a fost accesul meu la presă, cel puțin comuniștii... Colega mea, doamna Morari, vă poate povesti acum despre aventurile unui politician, cum să zic eu, nou în Republica Moldova, care nu-și poate înregistra o denumire de partid. A, Renata Usate. Da, vedeți, și asta este noi, o istorie. Noi care, apropo, să, vă învinuiește pe dumneavoastră că i-ați fi dat ordinul Oleg Hrim să nu înregistreze în acest partid. Republica Moldova, cine are o problemă, găsește o soluție foarte ușoară. Asta e adevărat, da. Foarte ușoară, Filat este vinovat, Filat a intervenit și așa mai departe. Vedeți, asta vă măgulește ori vă supără? Asta deja mă amuză. Dar dacă ar fi fost doar amuzant și nu ar fi fost atât de grav, ar fi fost bine. Corect, dar deja, revenim. Cum reconsolidăm lucrurile? Societatea? Nu, dar eu vreau să revin totuși un pic înapoi. Eu nu vreau să spun acum că trebuie să răspundem la ce s-a întâmplat în perioada guvernării comuniste. Dar dacă este să revenim de la 2009 încoace, nu, haideți să ne uităm la comportamentul dânșilor. De câte ori, le-am solicitat să vină, eu personal, câte încercări am avut, să am cel puțin o comunicare sinceră. Noi în 2005, cu toate riscurile care le-am asumat, în 4 aprilie, am asigurat alegerea președintelui Republicii Moldova. Am făcut același apel la comuniști în 2009 să nu ținem țara, și ulterior, să nu ținem țara într-o criză politică permanentă, să vină să contribuie. Deci, domnul Filat, dar arătați-vă dumneavoastră că sunteți mai buni. Domnul Filat, decât ei. Doar dumneavoastră ați negociat cu partenerii. Știind că nu aveți majoritatea, ați distribuit funcțiile de președinte și așa mai departe, fără să-i întrebați pe ei. Evident, ei erau cu sindromul că au fost pe nedrept înlăturați prin intermediul Revoluției. Noi acum, eu nu cred că e bine că ne întoarcem la toate chestiile astea. Noi spunem că acum am ajuns la un moment foarte important. Este o nouă etapă și la această nouă etapă e bine să uităm supărările și eu cred că dumneavoastră, dacă sunteți la guvernare, sau trebuie să le faceți un fel de ofertă, să le spuneți, facem alegeri libere și corecte. În primul rând, al doilea lucru, după aceste alegeri libere și corecte, indiferent cine câștigă, opoziția va fi tratată ca un element de bază, de echilibru într-o guvernare democratică, care, așa cum spune planul dumneavoastră 2020, pentru că Republica Moldova trebuie, așa cum eu consider corect, către 2017 să poată depune cererea de aderare la Uniunea Europeană. Eu altă soluție eu nu văd. Cererea putem să o depunem mai devreme, doar că statutul de țară candidat putem să-l obținem în 2017. Acum, revenind la relațiile noastre care sunt la ora actuală, eu mă văd obligat să mă repet ceea ce am spus parcursul timpului, că noi avem nevoie de o societate unită. Însă această societate unită nu poate fi realizată din voința doar unei singuri părți, din partea guvernării. Opoziția tot trebuie să aibă gradul său de responsabilitate. Supărările, interesele de partid, insist la spune, nu îți permite să faci acțiuni subversive, inclusiv ce ține de acțiuni cu caracter separatist. Mă refer dar la domnul ce... Voronin a demonstrat că, de exemplu, a demonstrat că este foarte precaut. În ultima perioadă de timp trebuie să recunosc că a luat anumite măsuri și chiar se distanțează, inclusiv dacă este să vedem ultima acțiune de la Bălți. Și am citit foarte atent prima informație care a venit de la Bălți, intenția care a fost a consilierilor comuniști, după care a venit cu rectificări. Mai cu seamă că legea prevede foarte clar ce poate organiza ca și subiect în dezbatere o autoritate publică locală în cadrul acestor consultări publice. Dar ca să cheiem acest subiect, evident că în fața noastră avem responsabilitatea organizării și eu lucrul ăsta l-am spus, îl spun și îl voi spune cu tărie, să organizăm într-o manieră exemplară alegerile din această toamnă. Și vreau să vă spun că aceste alegeri vor fi monitorizate ca niciodată.
care să asigure dreptul cetățeanului să aleagă, nu doar să voteze. În acest sens au fost finalizate mai multe acțiuni începute pe parcursul timpului, care vor asigura și sub aspect tehnic și sub aspect de administrare a procesului electoral aceste condiții. Și este evident, așteptarea nu doar a noastră, a celor prezenți în acest studio, este așteptarea întregii în urma alegerilor să stabilească clar guvernarea, dar și opoziția, care are un rol extrem de important într-o societate democrată. Trebuie tratat de clar. Pentru asta trebuie să existe dialog, dar nu boicotări de activități în Parlament, nu permanente revoluții de catifea, nerecunoașterea președintelui moțiunii de cenzură. Moțiunea de cenzură este ok. Critica este ok. Eu propun să-i lăsăm pe comuniști în pace, prea mult atenție le acordăm. Nu credeți chiar o să-i lăsăm în pace. Da. Nu prea mult, poate prea puțină. Vă rog, okay, poate aveți întrebări. Dacă nu, pot eu interveni cu întrebări. Bine. Eu vreau să fac o mică precizare. Da, domnul Voroni, într-un fel, se contrazice, pentru că există teoria leninistă a revoluției și care se pliază perfect pe situația din 7 aprilie, care zice că în 7 aprilie noi am avut o situație revoluționară. Când conducerea nu mai poate, iar masele nu mai vor, mai poate conduce ca înainte, iar masele nu mai Perhini mogut, nici nu-i hătiat. Noi știm foarte bine că au fost acuzați că au fost manipulate alegeri, până la urmă nu s-a demonstrat nimic. Asta tot trebuie să, de dragul adevărului, trebuie să ne amintim. Eu nu cred că lumea a ieșit în stradă de atât că au fost manipulate alegerile. Lumea a ieșit în stradă să ducă la mormânt viitorul unei țări, în fond. Pentru că tinerii nu și-au văzut viitorul în țara asta în condițiile când comuniștii vin la putere. Eu aici mă subscriu. Este altceva cu opoziția. Eu aici mă subscriu. A făcut declarații responsabile și iresponsabile privind manipularea alegerilor. Ce n-au este de altceva urmă. Că au existat cazuri concrete, documentate, dar nu s-a demonstrat măsura în care aceste cazuri au... Eu acum vreau, pentru că vreau să profităm de ratificarea ieri acordului de asociere. Și asta să fie un început. Nu să doriți o amnistie generală. Nu, eu vreau să mă asigur că opoziția va avea un rol. Eu nu știu cine va fi în opoziție și cine va câștiga. Dar eu sunt convins că dacă puterea și opoziția vor trage în aceeași direcție, ăsta este visul meu, ca după aceste alegeri, puterea și opoziția să se bată între ei cine să câștige următorul mandat pentru a aduce Republica Moldova mai repede în Uniunea Europeană. Asta e visul meu. Și atunci nu va exista problema. Facem referendum, o mică problemuță. Trebuie să trimitem la societate. Și atunci noi am avut 2005. De ce? Am avut 2005. Am avut 2005. Avem dreptul să... Și după 2007, în 2007 a fost maximul, ca zic așa, susținerii pro-europene a parcursului. Și după alegerile locale? După alegerile locale, situația s-a schimbat brusc. Și eu nu zic că s-a făcut mai rea sau mai bună, dar este foarte ce avem s-a astăzi. Schimbat. Astăzi bine, domnul, aici punem o virgulă. Revenim la discuție după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi. Am revenit în studio, astăzi discutăm cu președintele PRD, Vlad Filat. Domnule Filat, ca să punem totuși odată și odată punct în subiectul legat de votare de ieri, lumea vă întreabă despre acele mesaje de pe BlackBerry care au apărut ieri sau azi, nu mai țin minte, în câteva surse media. În primul rând, cum comentați acest fapt că au apărut aceste mesaje? În al doilea rând, e adevărat sau nu că vă deranjat faptul că Iurie Leancă nu vă mulțumi personal în discursul dumneiei sale de ieri în Parlament? Natalia, vă întreabă multă lume despre acest lucru. Eu cred că nu este un secret și cunoașteți foarte bine că este această campanie masivă, fără niciun fel de limită. Și, dacă sincer, aspectul ăsta mă deranjează cel mai mult, lipsa moralității, care urmărește atac la persoană și obiectiv clar de denigrare. A mea personală, iar prin mine, a partidului. Vedeți, eu în toată această perioadă de timp, și ea nu este scurtă de când se întâmplă atacuri de genul ăsta, am fost tolerant. Eu chiar cred în libertatea presei, doar că aș vrea ca să existe acest echilibru între libertate și responsabilitate. În ultima perioadă de timp,
Îmi pare rău să spun, dar atacurile au fost și în familie, și în copilul nenăscut, proaspăt născut, deci n-a existat niciun fel de limită. Ar fi prea mult, cred că, să comentez și acum presa galbenă și cea care își permite, într-o manieră manipulatorie, scoasă din context cu elemente de trucaj, și care au obiective să contribuie la efortul ăsta foarte conjugat, care urmărește să destabilizeze relația pe care o avem noi cu domnul prim-ministru Iurie Leac. Dar pentru ce? Care este scopul de a destabiliza relația între dumneavoastră și domnul Leac? Dar este foarte ușor, pentru că pe foarte multă lume deranjează forța partidului pe care îl conduc, pe foarte multă lume îi deranjează succesele domnului prim-ministru Iurie Leancă și foarte multe lume îi deranjează această conjugare a acestor avantaje, dacă este să le spunem, în raport cu alți concurenți electorali. Însă eu vreau ca să închei. Domnul prim-ministru Iurie Leancă își face meseria nu doar bine, își face meseria excelent. Mai mult ca atât, eu vorbeam de context. Eu vreau să spun că ieri dânsul a avut o prestație excelentă. Acum, ca să fie clar pentru toți, pot să trucheze, să manipuleze, să... Dar vreți să spuneți că mesajele au fost trucate? Eu am spus ceea ce am avut să spun. Nu o să le reușească. Odată, noi ambii suntem oameni maturi. Suntem foarte responsabili. Și înțelegem foarte bine care este misiunea noastră pentru perioada... nu doar imediat următoare, dar și de viitor. Și mai mult decât atât, eu vreau să vă spun și să le transmit celor care urmăresc acest obiectiv, că nu o să le reușească. Noi cu Iurie, dincolo de acele care le-am spus, am trecut prin perioade foarte complicate și ne-am propus împreună obiective foarte importante pe care avem, cum spuneam anterior, misiunea să le realizăm. Mai mult ca atât, mă uitam că ieri, am aflat că ieri în ședința Parlamentului am dormit sau m-a țipit, deci eu nici am privirea în sus, nu am dreptul să o fac. Și domnul Snegur v-a ținut de mână. Am mai văzut astăzi că trăiesc într-o casă foarte scumpă. Apropo, vreau să vă întreb, dacă n-ar fi fost o întrebare de 1.500.000 de mii de euro, nu aș fi întrebat. Apropo, dar vreau să vă spun că și aici este o probă, iarăși, eu sunt acum, locuiesc în acea locuință, nu o să-i dau evaluarea prețului, pentru că este proprietarul care poate să vorbească despre acest lucru. Locuiesc în acea locuință ca și chiriaș. Nu că n-aș fi putut să-mi cumpăr o casă, dar din cauza că eu vreau să-mi fac o casă. Și până în acea perioadă de timp stau în chirie. Cel puțin ar fi fost corect, dar... corect sub aspect jurnalistic. Eu, la nivel de relații interumane, nu m-am mai aștept. Să fiu cel puțin întrebat. Sau să fi fost o simplă verificare la cadastru. Să aibă o probă că este procurată casa. Care e situația în cazul dat? Nu s-a întâmplat acest lucru. În concluzie, ce pot să vă spun eu? Mă aștept ca în perioada de viitor să fie această campanie și mai intensivă. Și mai lipsită de bun simț. Și de... da, de elementarul bun simț. Dar atunci, e foarte important să vorbim despre potențiale autori ai acestei campanii. Pentru că ultima dată în acest studio și Vadim Pistrinciuc am vorbit despre această campanie antifilat, antipelidemie, care a devenit tot mai intensă în ultimul timp. Dacă noi n-am fi văzut, n-am fi martori ai scandalurilor din sânul PCRM, am putea crede în variantă că opoziția bate în cel mai mare partid din coaliție. Dar vedem ce se întâmplă în PCRM și e clar că nu vine din opoziție. Atunci, concluzia care vrând nevrând se cere este faptul că sunt rădăcinile acestei campanii sunt în interiorul coaliției de guvernare. Eu nu pot să spun acest lucru, eu doar pot să vă spun următorul lucru. Dumnezeu dă fiecăruia după suflet și după faptă. Eu sunt cu sufletul împăcat, voi merge în continuare și vreau să vă spun capul sus, urmărind scopuri pe care mi le-am propus,
împreună cu colegii mei, în așa fel încât... Chiar dacă ei lansează campanii anti-PLDM? Vedeți că nu ai cum contrapune acestor campanii decât acțiune și rezultat. Ceea ce mi-aș dori eu foarte mult încă o dată, menționând că critica este absolut vitală în activitatea, nu doar politică, dar în mod special atunci când ești la guvernare, dar să fie păstrate limitele care țin de morală, ce ține de lucruri care până la urmă nu pot fi atinse. Este vorba de familie, este vorba de intimitate, este vorba de viața privată. Chiar dacă mi-am asumat acest statut de persoană publică. Deci, într-un fel, confirmați că această campanie i-a rădăcini din interiorul coaliției. Nu, eu nu am confirmat acest lucru. Așa am înțeles eu. Nu, eu acest lucru nu l-am spus. Eu am spus că această campanie are loc, ea este masivă, ea nu este ieftină și actorii care sunt, cel puțin în prim plan, sunt foarte bine cunoscuți. Mă miră doar că ei sunt aparent foarte diferiți, dar au un obiectiv. Cine sunt ei că sunt bine cunoscuți? Vă rog, să dați-mi. Tu îi cunoști doar foarte bine, pe cei care se manifestă, așa fi vorba între noi în acest răstimp. Oricum, nu pot să spun că nu mă doare. Eu sunt om viu. Dar cel puțin vreau să vă spun că nu mă afectează în activitatea pe care o desfășor. Trecem la un alt subiect, demisia de ieri a domnului Valeriu Lazar. În primul rând vreau să vă întreb în calitate de fost prim-ministru, în cabinetul căruia a lucrat domnul Lazar. 3 ani și 7 luni. 3 ani și 7 luni. Cum îl apreciați în calitate de ministru al economiei? În primul rând, noi cu domnul Lazar ne cunoaștem și am muncit împreună de mai demult. Din anul 1998, dânsul fiind consilier al Ministrului Economiei, eu fiind șef la Departamentul Privatizare și Administrare a Proprietății de Stat, am avut o colaborare foarte bună. Ulterior am muncit împreună în guvern, eu în calitate de ministru de stat, dânsul de viceministru de stat. După care, sigur, au fost etape diferite de timp, activitățile noastre au fost în domenii separate, să-i spun așa. În calitate de coleg de guvern, în calitate de ministru al economiei, viceprim-ministru, ministru al economiei, noi am avut o colaborare bună. Domnule Filat. Nu, o să vă explic de ce. Ne aducem aminte, domnule Filat. 16 februarie 2011, abia s-a început noua guvernare. Epopeia epistolară dintre adjunctul dumneavoastră și dumneavoastră. A început războiul, practic, imediat. Majorarea tariflor. Da. Atunci aș început războiul între... Nu este adevărat. Domnul Boțan, într-un guvern, dar într-o coaliție în general, nu poate fi armonie. Este evident că pot să apară și puncte divergente de vedere. Eu mă refer și vă rog să mă credeți că am ajuns la maturitatea necesară să pot analiza lucrurile la nivel de rezultat. Se întâmplă foarte multe lucruri. Sigur, regretabil, lucrurile respective puteau să aibă o cu totul altă formă, dar până la urmă vorbim de rezultat. Eu cred că dânsul și-a făcut meseria. Și-a făcut datoria. Din ceea ce știu și din comunicarea cu dumnealui, este o decizie personală, îi aparține. Și-a făcut meseria. Și-a făcut-o bine sau rău? Sau așa cum a putut? Nu. De ce? Ceea ce și-a propus guvernul să realizeze în acest timp, inclusiv pe domeniul dânsul, a fost realizat. Ieri, după ce și-a depus demisia, Valeriu Lazar a dat un interviu în care a vorbit despre vestitul CASBEM. Îl voi cita. Să mă acuze cineva pe mine că plec de la minister din cauza BEM e de dreptul ridicol. Păi ce legătură are Ministerul Economiei cu BEM sau ce legătură are activitatea mea cu BEM? De altfel, e prima dată că cineva încearcă să lege Banca de Economii de mine și chiar m-a mirat asta. A apărut din senin, tocmai cu câteva ore înainte să-mi anunț demisia. Acolo alte ministeri au gestionat situația și știm bine că ele nu țin de Partidul Democrat. Scopul însă cred că e clar. Cineva încearcă să-și spele imaginea în legătură cu acuzațiile legate de BEM, transferând asta pe mine. Foarte mulți comentatori au interpretat-o drept, eu n-aș spune nimic, dar chiar o mare lovitură în PLDM, pentru că se face referință la Ministerul Finanțelor, care a gestionat cazul BEM și
Eu îi doresc, domnul Lazar, succes în continuare. Dânsul are o vârstă care îi permite să privească cu încredere pentru perioada de viitor. Eu sunt absolut sigur că dânsul nu a spus ultimul cuvânt în activitatea politică. În rest, ce să vă spun? Deci nu sunteți de acord că cineva încearcă să... să-și spele imaginea în legătură cu aceste acuzații? Eu, și să le transfere pe domnul Lazar? Eu cel puțin nu am văzut această tendință. Pentru că dacă este să vedem cele care se scriu în fiecare zi și maniera în care se scriu, ar fi prea mult, fiindcă nu mai rămâne timp pentru ca să-ți faci meseria. De ce o să lăsăm comentatorii, cei care scriu într-un fel sau altul, să scrie în continuare, să comenteze? Noi trebuie să ne facem munca. Bine, dar știți ce spune lumea? Lumea spune că Bemelă au preluat Ilan Șor împreună cu Vlad Filat. Lumea spune multe lucruri, însă aceste lucruri trebuie să fie și probate. Eu am mai spus de foarte multe ori, nu am cum să comentez speculații și așa mai departe. Deci lucrurile sunt la vedere, începând de la acționari, finalizând cu tot procesul care a avut loc. Apropo de acționari, aici vreau să vă întreb despre... decizia cu Banca de Economii, și am urmat după aceea cu Agroinbank-ul și cu Victoria Bank, au slăbit substanțial sistemul financiar bancar. Este adevărat. Și l-au pus sub controlul FSB-ului. Rusesc. FSB-ul. Deci, eu nu sunt specialist în sistemul bancar, dar lumea care analizează spune că, de fapt, ăsta este unul din punctele cele mai slabe în preajma alegerilor din 30 noiembrie. Nu sunt doar... O mică destabilizare a sistemului financiar bancar ar duce la consecințe devastatoare. La colaps financiar. Deci... Și așa situația cu leul și cu euro și cu nu este prea frumoasă. Este adevărat. Acum, ce ține de acțiuni, dincolo de constatări? Statul urmează să aibă instrumente suficiente pentru ca să gestioneze un domeniu sau altul. În cazul sistemului bancar, evident, dincolo de aceste constatări, erau necesare acțiuni. Odată împuterniciri pentru Banca Națională, parte din această problemă a fost rezolvată prin aprobarea legii în lectură finală săptămână trecută, vestita legii numărul 124, dacă nu mă înșală memoria, chinuită foarte mult, a fost aprobată în lectură finală. Urmează încă un pachet de legi, dintre care 5 vizează sistemul financiar, CNPF-ul, urmează iarăși să fie oferite instrumentarele necesare și toată reglementarea necesară și încă un proiect de lege care ține de transparența structurii acționarilor în sistemul bancar, care vor fi aprobate până la sfârșitul acestei sesiuni. Deci este angajament ferm și mai mult decât atât este angajament și în raport cu partenerii noștri de dezvoltare. Bine, aceasta ne salvează pe viitor, dar sistemul bancar deja este controlat. Nu, noi vorbim de acum, nu de viitor. Vorbim ce s-a întâmplat. Deci va intra în vigoare când? Odată cu promulgarea. Imediat. Deci a fost votată, deci zilele următoare ea va intra în vigoare. Ce ține de acțiune? Când dumneavoastră specificat, nu vor face referință acționarii actuali la faptul că legea nu are acțiune Legea obligă ca cei care dețin cel puțin un procent să-și declare proprietatea. În caz contrar, li se ia dreptul de vot, deci proprietatea... Este o reglementare întreagă, dar cel mai important, li se ia dreptul de vot. Bine, va apărea SRL Romașcă sau un offshore... Nu e așa simplu, notar. Eu mă știu care. Care nu ne va spune nimic. Nu este atât de simplu. Deci această lege va oferi, și aici vă spun în cunoștință de cauză, eu m-am tot bătut pe parcursul timpului. Dacă vă mai duceți aminte, am avut și angajarea răspunderii guvernului într-o anumită perioadă de timp care a fost foarte complicată în 2011, când a fost acel atac asupra sistemului bancar. În august, așa, în perioada estivală, cam atunci se întâmplau lucrurile. Deci, dar într-un final,
Este important că s-a ajuns la această înțelegere, transparența acționarilor, dar totodată și responsabilizarea administratorilor băncilor și împuterniciri suficiente băncii naționale pentru a asigura un control riguros asupra modului de gestionare a sistemului bancar. Și vreau să vă spun că asta este o preocupare, într-adevăr. Și este și monitorizarea respectivă asigurată de către instituțiile statului, dar împreună cu partenerii noștri. Dar credeți că la ora actuală Banca Națională își realizează destul de bine aceste funcții de a controla riguros sistemul bancar? Sau ar putea face și mai mult? Eu o să răspund în felul următor. La ora actuală Banca Națională are scuză că nu are instrumentariu suficient. Am înțeles. Într-o perioadă foarte scurtă de timp această scuză va dispărea. De la sistemul bancar vreau să trecem și la cazul aeroportului Chișinău. Recent, în presă, a apărut o știre destul de controversată. Acționarii din compania care a câștigat tenderul de a lua în concesiune aeroportul s-au schimbat. Dacă înainte erau 50-50, Khabarovski aeroport și Kolomiyskyi zavod, dacă nu greșesc, acum Kolomiyskyi zavod a dispărut cu totul, Khabarovskyi aeroport a rămas cu 5% și a apărut o companie nouă, necunoscută, cu 95%. Această companie A nu are experiență în gestionarea aeroporturilor, ceea ce a fost o condiție de participare în concurs. B, această companie nu are capital statutar mai mult de 30 de milioane euro, ceea ce tot la fel a fost o condiție de participare în tender. Întrebarea către dumneavoastră că a fost prim-ministru. Ar trebui noi, ca societate, să ne punem întrebări. A fost aceasta, o schemă de paravan de a băga două companii cunoscute. După aceasta, ele pleacă, rămâne un SRL din Federația Rusă, după care va apărea o altă companie offshore, după care vom afla că, de fapt, în spatele acestei scheme stau anumite persoane din Republica Moldova. Deci, sunt condițiile concursului care stabilesc exact care sunt regulile de stabilire a câștigătorului și, ulterior, obligațiunile investiționale. În cadrul contractului ulterior, asta nu ține doar de experiența de prim-ministru, asta este o regulă generală. Dacă cineva nu respectă condițiile sau dacă schimbă regulile de joc, sigur, acesta este motiv de intervenție. Și de, dacă se ajunge până la condițiile de reziliere a contractului, înseamnă că la rezilierea contractului. Eu nu pot să merg mai departe în a mă expune, pentru că eu nu știu detaliile. Dar dacă este asemenea informații, iarăși avem instituții ale statului. Au fost deja publicate. Păi nu. Pentru asta avem instituțiile statului. Deci este cel care a semnat contractul de concesiune, sunt condițiile care trebuie să le urmărească în îndeplinire. Bine, trecem la ceea ce ne așteaptă după alegeri. Iar societatea trebuie să ceară răspunsul la întrebările care sunt. Vă rog, domnul Barbaș. Pentru că am discutat despre transparența acționariatului băncilor, când o să avem și transparența acționariatului partidelor politice? Și a resurselor mass media. Da, mass media și partidele politice. Noi avem cu transparența, cu finanțarea partidelor politice, cu restricții foarte clare privind, cu plafoane foarte clare prin contribuțiile individuale și corporative, cu responsabilități foarte clare pentru încălcarea acestei legi. Și poate cândva peste 4 ani de zile și finanțarea publică a partidelor politice, funcție de etc. De ce își ține de transparența acționarilor în instituțiile media? Cunoașteți, avem această inițiativă legislativă, eu sper de mult se prăfuiește. Ea de mult se prăfuiește, eu sper că ea să fie adoptată. Cel puțin avem această discuție, sperăm că vom convinge colegii din coaliție să asigure votul pentru această lege. Din punctul meu de vedere, este firesc. Eu nu știu cine are să ascundă proprietățile. Dacă așa toată lumea știe. Este și aici un adevăr. Ceea ce ține de vorbiți de transparența finanțării partidelor. Este această... Și aici este lege. Este proiectul de lege. Foarte bun, elaborat. Este proiectul de lege. Mai mult ca atât, el va fi aprobat. Deci este proiectul care de lege elaborat care de către CEC. CEC. Da. Și este evident. Și este avizul Greco. Foarte bun. Mai este o alternativă acolo. Mă rog,
Poate fi comasată în perioada a doua. Domnule Fiotaș, vreau să ne referim un pic la perioada după alegeri. Dar până atunci, dar ce ține de finanțarea partidilor? Sigur, totul trebuie să fie transparent. Însă, ați menționat problema ce ține de finanțarea partidilor din banii publici. Vă spun că și asta este un element foarte important. Asta ar asigura, dar categoric ar asigura, la fortificarea partidelor politice. Este mai judicios să finanțeze sau să asigure o finanțare transparentă, stabilă partidelor politice, pentru că în rezultat partidele devin, cum să vă spun, mai puternice, mai funcționale. Și asta înseamnă că devin mai eficiente. Cine crede că se poate de asigurat o guvernare bună în Republica Moldova făcând abstracții de calitatea partidelor, pur și simplu se înșală. Sigur. Asta ține de calitatea unor, dar ține și de capacitatea de activitate. Și eu cred că părerea mea personală depinde deja de decizia forului legislativ asupra momentului când va începe această finanțare. Domnul Boțan știe foarte bine, noi am avut legea aprobată, trebuia să intre în vigoare în 2009. Dar a fost amânată? Am amânat-o, haideți să spunem. Bine, care este poziția PDM la acest capitol? Când partidele din Republica Moldova ar trebui să înceapă să fie finanțate din bugetul public? Eu cred că după alegerile din anul curent, acest lucru poate să-și înceapă. Este firesc. Perioada... Eu vă spun că... Eu cred că este alt răspuns. Care? Când Partidul Comuniștilor nu va acumula cel mai mare număr de voturi. Exact. Și acest lucru este cunoscut. Da, deci, este un lucru foarte important. Dar este foarte important. Nu este popular. Lumea zice cam așa, și cum adică își pedăm și să mai finanțăm de la bugetul public. Asta este lumea zice. Dar costă mai mult. Asta este că lumea nu înțelege că, de fapt, partidii politici corupte duc la corupția în stat. Corupția politică se transferă în corupție. Principalele vehicule care aduc din societate oamenii în topul puterii. Și domnilor, nu vă supărați. Foarte puțin timp avem, mai vreau să discutăm ceva. Perioada după alegeri. Domnule Filat, dumneavoastră nu o singură dată, chiar în acest studio ați spus că cea mai mare problemă care a existat în fostă alianță, coaliție, a fost acea repartajare a funcțiilor după criteriile politice și aici, într-un fel s-a greșit, trebuia de negociat. Altfel, vă întreb, după alegeri, noile condiții. Va fi format o nouă coaliție. Să admitem că din ea vor face parte și din actuală coaliție, poate încă vreun partid sau altul, eu știu. Cum veți negocia de data aceasta? Deci eu mențin punctul de vedere, care este punctul de vedere al partidului, că funcțiile care țin de justiție, să nu le enumăr pe toate, ceea ce ține de activități cu caracter special, este hotărârea Curții Constituționale. Funcții de interes public deosebit și interes politic deosebit. Care este de interes politic deosebit, împărțiți-le cum vreți, care este de interes public deosebit, Eu vă mulțumesc, domnul Boțan, ați venit cu comprimarea răspunsului meu. Deci, și acesta nu este doar un punct de vedere. Vă rog să aveți în vedere că am și eu un pic de experiență. Asta va duce și la eficiență în activitate. Dar vedeți ce se va întâmpla? Dacă rămâne aceeași coaliție după alegeri, doar că reformatată, multe funcții de care ați vorbit dumneavoastră, speciale, deja au fost repartajate. Și au un mandat câte 5 ani, mă rog, mandatul va mai dura. Deci nu le veți repartaja, dar ele deja au fost repartajate data trecută. Da, dumneavoastră, iarăși... Și rămân politizate. Ar trebui să revenim la acordul de asociere și o să vedeți că acolo reforma care urmează să o implementăm este atât de profundă, care va presupune... Asta e... Care va presupune ce? Mandatul lui Corneliu Gurin sau mandatul lui Viorel Chitraru? Să nu personalizăm un nume sau altul. Eu vorbesc despre continuarea reformelor care în anumite situații vor conduce inclusiv la schimbarea și anumitor conducători. Dacă se va impune. Eu nu vreau ca să personalizăm o instituție sau alta. Deci lucrurile... Pe partidul dumneavoastră a preferat ce funcție din cele trei să aibă, dacă vor fi trei partide în coaliție? Prim-ministru, președinte sau speaker al Parlamentului? Natalia, eu prefer ca noi să avem capacitatea necesară să organizăm alegeri libere, alegeri
care se oferă. Eu reiez din ipoteză că deja au fost organizate, au fost libere, corecte, toată lumea ne-a aplaudat. Dar diferența între noi doi... Bine, vor fi doi, Natalia, de exemplu. Diferența între noi doi este una mare. Că dumneavoastră presupuneți, dar eu trebuie să am grijă ca lucrurile astea să se întâmple. Și să presupune și acțiune. După care, și în același rând, să avem obținută victoria în aceste alegeri. După care lucrurile urmează să reiasă inclusiv în urma negocierilor. Noi ne-am propus și vom munci foarte mult în realizarea acestui obiectiv. Dacă funcția de prim-ministru îi revine iarăși Partidul Liberal-Democrat, cine ar fi mai potrivit pentru această funcție? Domnul Leancă sau dumneavoastră? Nu te vedeți cum. Nu, vreau să știu. Vedeți cum. Partidul va decide. Da. Și este foarte adevărat ceea ce a spus acum. Pentru că așa și este normal să fie, dar să ajungem până într-acolo. Până într-acolo avem să muncim atât de mult. Pentru că dacă o să ne propunem obiectiv funcție, dar nu rezultat, dacă este să ne propunem funcții, dar nu obiective în actul guvernării, atunci eu vreau să spun că ceea ce privește acordul și ceea ce discutăm noi ca să realizăm va fi atât de departe. Asta ar fi tragic. Asta e bună idee pentru domnul Filat. Domnule Cuțan, nu mai avem timp. Dar eu ultima întrebare. Domnul Filat, ce vom face cu alegerea șefului statului? Se termină anul, intrăm în 2015, guvernăm un an, în 2016 începe și apare problema 15 alegerii. Secunde, domnule Bățan, nu mai mult. Gata, ce facem? Cum vom alege șeful statului? Categoric trebuie să schimbăm Constituția. Cum? Eu rămân pe aceeași idee, alegeri directe. Dar înseamnă că trebuie să o schimbați? Faceți referendum pe 30 noiembrie cu alegeri directe? Nu ne-am propus acest obiectiv. Ar fi o soluție? Ar fi o soluție ca noi să avem clarificată această situație și, desigur, e păcat că nu am clarificat-o înainte de alegerile din 30 noiembrie. Și vreau să vă spun că noi avem să muncim mult după alegeri. După 30 noiembrie avem alegerile din iunie 2015 locale, după care vin alegerile președintelui. Și dacă o să ne pierdem în alegeri permanente... Domnul Filat, ultima remarcă. Niciun fel de remarcă. E nevoie de timp. Au rămas 5 luni până la alegerile parlamentare. Eu frumoasă. Ne vedem luni la ora 21:00. Să aveți o sfârșit de săptămână frumos.